În primele momente ale acestui filmuleț vreau să vă urez un an nou fericit. Doresc ca în acest an Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare în parte și știm că cu toții am sărbătorit aceste două evenimente, nașterea Domnului Iisus Hristos și Revelionul, anul nou. Doresc ca Harul și pacea Domnului Isus Hristos să fie tot acest an în care am intrat peste fiecare dintre dumneavoastră și vreau ca nașterea Domnului Isus Hristos să vă fie de folos la fiecare dintre dumneavoastră care mă priviți, care ascultați și vizionați filmulețele mele. În acest an, sincer să fiu, n-am prea vrut să mai postez da, din diferite motive, însă când m-am uitat într-un timp foarte scurt, aproximativ. Deci, nici un an de zile, undeva la 11 luni de zile, s-au adunat aproape 5.000 de abonați, la care, prin intermediul acestui filmuleț, vreau să le mulțumesc și. Da, voi încerca să fac mai departe cu cât uh, mă luminează Dumnezeu, cu cât pot, cu cât știu și cu cât. Uh, înțelepciune voi avea din partea lui Dumnezeu. Dacă tot a fost această perioadă a cadourilor, da, vreau să vă spun că am primit foarte multe cadouri. Una din ele este o nivelă, da, un boloboc sau poloboc, cum este corect, fiecare cum este obișnuit. După cum vedeți, este una de la uh, Viha. Uh, Într-adevăr este una exact pentru electricieni și da, este o sculă care din punctul meu de vedere este de nelipsit pentru uh, oricărui electrician. Deci se poate măsura pe orizontală, se poate măsura pe verticală ce are diferit față de un boloboc normal este faptul că această sculă sau un, un verificator, pot să spun așa că cu el verificăm ca să fie nivelă lucrarea, să fie aliniate prizele așa cum trebuie. După cum vedeți are aici aceste patru patru piese, să spun așa, care se pot poziționa în funcție de cerințele noastre. Deci acestea care le vedeți aici, dacă le poziționăm la, după cum vedeți, între centru au 71 de mm, deci este exact ce, ce ne trebuie în cazul în care vrem să punem, bineînțeles, de la două în sus, deci două sau mai multe prize. Da, deci cum vedeți, am poziționat la 71 și dacă verificăm, este exact uh, la centrul fiecarei prize. Deci eu spun că o sculă fină, o sculă ușor uh, foarte ușor, cred că e dintr-un dural, deci un aluminiu mai dur. Uh, vizibilitatea este foarte, foarte bună pentru care acest ecran în plus, are protecția. Aici are niște piciorușe de cauciuc, să le spun așa, care ne ajută în momentul când presăm pe perete, nu alunecă în sus și în jos. La fel și pe capete are niște protecții de plastic foarte bune. Deci, eu spun că este un cadou frumos și aș dori ca fiecare dintre dumneavoastră să puteți să. Vil achiziționați sau primi. Mai am primit ceva, tot de la firma VIHA. Am primit un ciocan, bineînțeles, tot pentru electricieni. Așa a fost conceput. Bineînțeles, mulți vor spune că nu ai nevoie, dar. Care lucrează în domeniul, poate să-și dea seama că fiecare electrician are nevoie de uh, un ciocan. După cum vedeți, are o formă foarte plăcută. De multe ori avem nevoie de fixarea, după cum vedeți, cum arată și aici, scoaterea lor a unor cuie, a unor șuruburi, bateria unui niplu și așa mai departe. Coada este izolată complet, este dintr-un material de plastic care nu este, da, nu este prea lunecos. Forma aceasta îmi place foarte, foarte mult pentru că în momentul în care trebuie să te apropii, de exemplu, la un vinclu, la un perete, te poți apropia și poți să bate cuiu foarte bine. După cum vedem, în partea din opusă, să spun așa, este această modalitate de a scoate cuiele afară în momentul în care, bineînțeles, avem o pozare pe lemn, pe, pe feleu sau chiar direct pe tencuială avem posibilitatea să scoatem dacă nu ne-a convenit. Deci aceasta este o sculă e foarte ușoară la îndemână și eu zic că ar fi frumos să nu lipsească în rucsacul sau dintr-o de a fiecărui meseriaș. Cu speranța că v-a plăcut acest filmuleț, eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă spun că, așa cum am ați obișnuit, vă spun că Dumnezeu vă iubește pe fiecare în parte și nu vă lăsați piruiți de rău nici în acest an, ci înfrângeți răul prin bine. Vă salut!